În această țară, în universitățile noastre, se aplică feudalismul disciplinar. Da? Fiecare se hrănește din sub propriu. Nu avem o cunoaștere cât de cât integrată, nu ne intersectăm încât să putem să înțelegem din mai multe perspective chestia asta. Vouă vă e mai ușor pentru că cultura română e literaturocentrică. Voi mai puteți trăi, mai vă cumpără lumea cărțile, le mai și citește. Să vezi ce se întâmplă în zona cealaltă. E jale, deci dacă nu e bibliografie de examen sau de, nu știu, pentru doctorat sau altceva, salut, nu ai nicio șansă să te cumpere cineva din curiozitate intelectuală. Chiar dacă scrii cu text appeal, adică, bine, sunt stiluri foarte greoaie, te resping din prima pagină pentru că te omoară cu ziua. Vrei să repezi puțin, iartă-mă, nu mă gustă. Da. Nu cred că Întrebare, sunt nu? integral, da. Da, mă întrebam dacă dumneavoastră Ca considerați, generație? neapărat ca generație, cât ca breaslă, să-i spun, Breaslă breaslă de de scritori, scriitor. că ne lipsesc niște lecturi din alte domenii, din filozofie, din teorii politice, din sociologie. Sincer, da. Sincer, da, și pare foarte rău. Bine, nu generalizez. Cunosc și sunt prietenă cu scriitori. Uite, una e aici de față, Magda Cârdeș, a studiat la sociologie de aur. Nu? Ți-a folosit, așa e Magda. Nu? Deci, pe bune, sau am, rog, alți prieteni. Radu Vancu, ce să mai vorbim? Și el mi-e prieten și care hotărât are o cultură de substanță pe zona filozofiei, filozofiei sociale, citește și cărți de știință politică, deci le absoarbe. Și atunci când ies cu literatura, ies cu asta încorporată și brusc sunt luați mai în serios. Respectiv, sparg zidul ăla între mai... Deci ce luăm de perecată în momentul în care ne legăm de ceva? Eu cred că e foarte important să ne citim între noi în domenii diferite. Acum nu mă trimiteți să citesc chimie organică și nici măcar anorganică. Dar e vorba despre aceste tipuri de discipline, acest tip de cunoaștere care se referă la oameni și la societate. Și în care suntem împreună. Voi aveți ce am spus. Literatura nu poate fi dată pe nimic. Dar se poate hrăni din celelalte, după cum și celelalte se pot hrăni din literatură.